Ca în fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, trecem la ora de iarnă. Nu uitați așadar să vă reglați ceasurile mâine noapte, când ora 4 va deveni ora 3. Telefoanele inteligente se reglează singure în ceea ce privește ceasul, iar noi vom dormi mai mult cu o oră. Ora de iarnă 2018 va începe. O directivă europeană din 2001 reglementează trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers. Toate statele europene își schimbă ora în ultimul weekend din martie și în ultimul weekend din octombrie, dar reintroducerea orei de vară datează de fapt din 1977. Ea avea drept obiectiv economisirea energiei, deși eficiența sa a fost contestată. Potrivit unui sondaj online derulat în Uniunea Europeană, peste 80% din respondenți sunt în favoarea renunțării la practica trecerii la ora de vară, prin care ceasurile se dau înainte cu o oră în ultima duminică din luna martie. Rămâne de văzut cât timp de acum încolo vor exista aceste schimbări ale orei de vară respectiv de iarnă, pentru că deja se discută la Bruxelles ca țările Uniunii Europene să renunțe la acest obicei.